Campania noastră Cu ei ne mândrim a trecut la domeniul medical, la breasla medicilor. Astăzi vă prezentăm pe Florentina Bica, medic dermatolog la spitalul din Făgăraș, un om care pentru mulți dintre noi a făcut minuni și ne-a alinat suferința. Un cetățean român stabilit în Italia și-a înjunghiat soția și copilul. Conform unui raport al Uniunii Europene, România este pe ultimul loc la infrastructura rutieră. Unii conaționali ne fac de râs prin lume. Sunt însă și români care ne fac cinste. Cu ei ne mândrim. Intră pe bzf.ro sau tvfăgăraș.ro și votează medicii făgărășeni cu care te mândrești. Cu ei ne mândrim. O campanie Bună ziua Făgăraș și Televiziunea Făgăraș. Florentina Bica are 40 de ani, iar de 7 ani este medic dermatolog la Spitalul din Făgăraș. A terminat Facultatea de Medicină din Brașov în 1997, după care s-a specializat în București în dermatologie. În 2005 a ales să vină în Făgăraș și să reînființeze compartimentul de dermatologie, care timp de 8 ani a fost închis. Eu am fost atrasă de faptul că este post de spital, că este o activitate de spital, este mai complexe decât cea de policlinică, motiv pentru care am venit aici la Făgăraș. Din păcate, atunci când am sosit, compartimentul fusese desființat, nu mai era în funcțiune de 8 ani de zile. Ca orice început, a fost ușor mai greu, fiindcă trebuia găsit spațiu, trebuia găsit personal, dar după 2 luni de zile, lucrurile au început să meargă. Oamenii cu patologie dermatologică au fost încântați că pot să vină să se interneze la Făgăraș, că nu trebuie să mai meargă la Brașov sau la Sibiu. De mic copil și-a dorit să fie medic, însă doar destinul a îndreptat-o către dermatologie, iar faptul că reușește prin muncă și dedicație să le aline suferința oamenilor și să-i facă fericiți reprezintă cea mai mare satisfacție. Satisfacția că pot să-i văd pe oameni mulțumiți, că se vindecă, că au o stare de bine, asta e cea mai mare satisfacție. Îmi doresc în medicină politicile care se fac pe sănătate să ne dea posibilitatea să tratăm cât mai bine și în condiții cât mai bune. Am optimismul acesta și îmi doresc să fie și la Făgăraș același lucru. Făgărășenii au ocazia să-i voteze pe medicii cu care se mândresc. Pe site-urile bzf.ro și tvfăgăraș.ro puteți vota pe unul din cei 20 de medici din cadrul Spitalului din Făgăraș.